Clopoțica, clopoțica, hei, clopoțica! Clopoțica, clopoțica, hei, clopoțica! Clopoțiilor, îmi cer scuze, am adormit puțin. Bine v-am regăsit, sunt eu, prințesa Clopoțica. Mă mai știți? Ei, eu nu v-am uitat pe voi. Cine este el? Este o ea? O cheamă Pufulina. Este ursulețul meu pe care l-am primit de la mătușa mea atunci când eram eu mică. Salută-i! Bună! Pufulina, astăzi o să ne distrăm și o să învățăm despre bucurie. Ești pregătită? Da! Și voi sunteți pregătiți? Cum adică ce înseamnă bucurie? Păi ne putem bucura atunci când primim o îmbrățișare sau un pupic de la mami și tati sau când primim o felicitare. Chiar așa? O să-i fac și eu, Pufuline, o felicitare, un curcubeu. Dar până atunci voiam să vă întreb, vă place cortul meu? M-au ajutat cei de la Tipi Party să-l confecționez. Dar nu fiți triști că dacă nu aveți un cort acasă, o să vă învăț eu să faceți unul. Sunteți pregătiți? Sigur? Hai! Pufulina, tu stai aici și ești supraveghetor, bine? Uite, stai lângă clopoțelul magic. Perfect! Sunteți gata și voi, clopoței? Uitați, am luat 4 scaune. Voi puteți să luați orice fel de scaune aveți acasă. Ce vă dă mami, ce vă dă tati? Câte sunt? Hai să le numărăm împreună, bine? Sunteți pregătiți? 1, 2, 7... Pardon, mai încă o dată. 1, 2, 5, v-am păcălit. Încercăm ultima dată. 1, 2, 3, 4, perfect, 4 scaune. Ce mai trebuie să facem un cort? Ah, știu, o să folosesc păturica mea preferată. Hai că vă arăt și vouă, cred că ați văzut-o mai devreme când dormeam. Hopa, ia uitați-o ce drăguță e. Gata, știu, o să punem aici păturica. Ha-ha. Și acolo voi aduce niște cărți ca să aibă stabilitate, să nu cadă. Gata, ia uite, o pun pe cenușărea sa, chiar aici deasupra. Hop, ești pregătită cenușărea sa? Perfect. Acum... Wow, ce grele sunt! Ne mai trebuie cărți, nu-i așa? Ha, uite, chiar aici. Și... ultimele cărți, dar nu cele din urmă. Ui! Arată cort sau nu prea? Poate voi sunteți mai îndemânatiși decât mine. Dacă vă ajută clopomămica sau clopotăticul, cu siguranță o să vă iasă un super cort. Ce ar trebui să mai punem noi? Oh, știu, o să folosim și pernuțe. V-am zis că eu am avut noroc și cei de la Tipi Party m-au ajutat cu cortul ăsta drăguț. Dar și acesta e drăguț, nu-i așa? Hai să punem pernuțe, cât mai multe. Niciodată nu strică niște pernuțe la casa omului. Pam, 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 pam. Ui, mă vedeți? Și eu vă văd pe voi. Încă una roz? Nu-i așa că roz e culoarea ta preferată? Așa, sunt destule sau mai punem una? Una. O pernuță curcubeu. Vă spuneam mai devreme că o să fac o felicitare curcubeu pentru Pufulina. Șt, dar să nu-i spuneți, da? A fost greu? A fost ușor? Mai ales dacă va ajuta mami sau tati, e perfect! Hei, clopoțeilor! Vă place ce cort am construit? Al vostru cum arată? Sunt tare curioasă, așa că puteți să faceți poze și să trimiteți pe pagina noastră de Instagram Clopoțelul Magic. Cele mai haioase, cele mai drăguțe, cele mai creative vor fi postate acolo. De abia aștept, săptămâna viitoare, da? Să recapitulăm ce am făcut. Am avut 4 scaune, da? V-au ajutat mami și tati, bine? O păturică, păturica voastră preferată, de orice culoare, poate să fie și o pilotă uriașă dacă vă lasă mami. Cărți, da? Ca să așezăm deasupra. Perne cât mai multe de dedesubt și gata cortul! Pufulina, îți place? Ce zici? Da, e foarte drăguț! Îi place și ei. Păi atunci, dacă îți place, ce ai zice să-ți citesc o poezie drăguță despre bucurie? Pentru că acest cort mă duce cu gândul la bucurie, nu-i așa că și pe voi? Mergem în cortul celălalt să citesc din cartea noastră a emoțiilor? Da! Hai! Uite, Pufulina, ești pregătită? Am să-ți citesc din cartea emoțiilor o poezie despre bucurie. Ești atentă?
Da. Și voi sunteți atenți clopoțeilor? Bine. Bucuria e o floare cu picioare și petale ce ne face mai frumoși, mai isteți, mai curajoși. E un zâmbet cât un soare, caldă ca o îmbrățișare. Bucuria ne învață să zâmbim de dimineață. Chiar așa, tu te-ai spălat pe dinți de dimineață? Da. Voi v-ați spălat pe dinți? Ia, arătați-mi dințișorii. Ce curați sunt! Bravo, felicitările mele. Ți-a plăcut, Pufulina, poezia? Mă bucur. Clopoțeilor, voi știți ce este bucuria? Este o emoție pe care o simțim în inimioară de fiecare dată când facem ceva ce ne place. De exemplu, mie îmi place foarte mult să citesc, să dansez, să sar coarda. Vreți să sărim coarda împreună? Aveți pe acasă? Dacă nu, luați voi un cordon sau o curea. Dar sunt sigură că nu vă lipsește coarda. Haideți să facem sport împreună! Bună, eu sunt clopoțica, sunt distrață ca pisica. Dansez numai în șosete și mănânc mereu spaghete. Mă trezesc la ora 7 și dau cacao cu lapte. Dacă aveți vreo întrebare, vă aștept cu micul mare. De ce? De ce? De ce și unde? Cine-i ce? Vă spun de clopoțica. Clopoței mici și mari, recapitulare! Astăzi vorbim despre bucurie. Am confecționat împreună un cort, un locșor al bucuriei, nu? Unde mami poate să vă citească o poveste, unde puteți să faceți Lego cu tati sau puteți să și dormiți, de ce nu? Am sărit coarda, am dansat, ne-am distrat. Dar oare de ce ne simțim bucuroși când facem lucruri care ne plac? Pentru că atunci ne simțim plini de energie, suntem mai optimiști, adică avem încredere că ni se întâmplă lucruri minunate și mai ales ne simțim în siguranță, suntem protejați. Gândiți-vă cât de bine este să ne ia mami în brațe sau să ne felicite doamna educatoare pentru ce am desenat, nu? Și cel mai frumos lucru e că bucuria nu se termină atunci când încetăm să facem lucruri care ne plac. Putem să dansăm toată ziua sau să ne dăm pe trotinetă, nu-i așa? Dar dacă facem în fiecare zi lucruri care ne plac, zâmbetul o să ne însoțească peste tot, chiar și atunci când facem nani. Și nu e greu deloc. Auziți? Vreți să facem un joc? Pentru asta am nevoie mai întâi de clopoțel! Clopoțel? Clopoțel, ești pregătit? Pufulina, și tu ești pregătită? Perfect! Sunt clopo fericită că este clopoțelul lângă mine și eu sunt pregătită pentru joculețul următor. Fiți atenți! Nu vreau să vă spun de dinainte, dar are dreptate clopoțel uneori că vorbesc prea mult. O să facem așa. Luăm două pahare de plastic. Dacă nu aveți, puteți să folosiți două boluri sau două cutiuțe și un set de plastelină sau mai multe pe care îl împărțim în biluțe colorate. Eu am aici portocaliu și mov, da? Și facem câteva biluțe. Uite! Știți cum faceți biluțele de plastelină, nu? Perfect, puteți să folosiți și altceva. Nu știu, ce aveți voi prin casă? Colorat să fie, că nouă ne plac culorile. Și acum, într-un pahar o să punem lucruri care ne fac bucuroși, iar în celelalte lucruri care ne fac triști, nu? Ia să vedem, tu clopoțelul o să sunt de fiecare dată când suntem bucuroși. Ești pregătit? Perfect! Suntem bucuroși că ne trezim de dimineață sănătoși? În paharul roz. Suntem fericiți că este soare afară? Bucurie! În paharul roz. Suntem fericiți că mergem la grădiniță? Da sau nu? Păi sigur că dacă ne întâlnim cu prietenii noștri. Plouă afară și trebuie să intrăm în casă? Nu prea suntem bucuroși, nu-i așa? Păi atunci o să punem în celălalt pahar, în cel gri, paharul cu tristețe. Clopo mămica ne-a pregătit mâncarea noastră preferată? Bucurie! Punem în paharul roz! Facem jocul preferat cu prietenii noștri? Bucurie! Facem aici o mare biluță în paharul roz! Dar să știți că puteți să faceți jocul ăsta în fiecare zi. O să vedeți că paharul bucuriei se va umple cu biluțe de plastelină colorate, iar cel al tristeții o să rămână aproape gol. Bineînțeles că nu va fi chiar gol-goluț, pentru că nu putem să fim bucuroși așa tot timpul. Dar cel mai important e că o să avem o mulțime de motive să fim fericiți. Mai ales că e atât de simplu și că bucuria vine din lucrurile mici, cum ar fi o plimbare prin parc, o zi cu soare sau o zi în care vedem o pisică. Pii!
Și acum o să mă întrebați: bine, bine, clopoțica, dar ce facem atunci când suntem nici bucuroși, nici triști, dar am vrea să fim bucuroși? Păi, dragii mei clopoței, am citit eu într-o carte, mișcarea este răspunsul. Și ce mișcare poate să fie mai clopofantastică decât dansul? Ce idee am! Haideți să ne jucăm statuile muzicale! Clopoțel, tu pui muzica, bine? Sunteți pregătiți? Haideți, clopoțeilor! Nu vă mișcați, nu trișați! Cine mișcă, nu mai mișcă! Și dans! Statui! Nu mișcați! Ai mișcat, te-am văzut! Te-am văzut, ai mișcat! Mami, nu mișca! Mami, te-am văzut, mami! Stai cu minte pe loc! Bravo, clopoțeilor! Clopo fantastic, ce m-am distrat! Dragi clopoței, am învățat cum putem noi să fim bucuroși. Dar acum întrebarea este: cum putem să-i facem bucuroși pe ceilalți? Pe mami, pe tati, pe bunica, pe bunicul, surioara, frățiorul sau prietenii noștri? Și pentru asta trebuie să vă spun un secret. Atunci când îi ajutăm pe ceilalți, și noi suntem mai bucuroși, pentru că asta ne face să fim mai atenți și mai buni. Așa că primul lucru pe care îl putem face este să-i ajutăm la ceva dacă au nevoie și ne cer ajutorul. De exemplu, poate mami ne roagă să ajutăm să facem ordine la noi în cameră, sau poate un prieten ne roagă să-l ajutăm să facă o felicitare de ziua bunicii. Chiar un alt lucru pe care putem să-l facem pentru ceilalți este să le oferim un cadou din toată inimioara noastră. Și mai ales o îmbrățișare. Am citit eu într-o carte că îmbrățișările ne fac foarte fericiți. Uite, eu o să-i dau pufulinei chiar acum o îmbrățișare. Și pot să-i fac și o felicitare! Da, puteți să faceți și voi felicitări pentru plușurile voastre preferate sau pentru mami, de ce nu? Facem așa. Uitați, luăm o foaie de hârtie colorată sau poate fi și albă dacă nu aveți colorate prin jur, da? Și desenăm mai întâi un soare. Ce culoare folosim? Galben! Mai țineți minte că episodul trecut am învățat planetele și am desenat pe mijloc și un soare, nu? Acum îl desenăm și aici. Să fie rotund sau îl facem așa în colț? Ia să aud. Unii zic așa, bine, eu o să aleg să-l fac într-un colț. Îl desenez și putem să facem și razele. V-am păcălit, am zis că îl fac rotund și l-am făcut în colț cu razele lui cu tot. Dar voi faceți cum vreți voi. Perfect! Și putem să facem un curcubeu de inimioare. Știați că este simbolul bucuriei? Și nu e întâmplător. Fiecare culoare ne duce cu gândul la ceva care ne face bucuroși. Începem cu roșu, pentru că roșul vine de la iubire. Așa că o să desenăm inimioare roșii. Mai multe, una lângă cealaltă, ca să arate ca un curcubeu. De ce roșu? Pentru că roșul este prima culoare a curcubeului. Perfect! După roșu avem oranj, adică portocaliu. Portocaliul este culoarea veseliei și a căldurii. Și acum facem inimioarele portocalii. Țineți pasul cu mine? Ați reușit și voi? Dacă nu reușiți singurei, mai mult ca sigur vă va ajuta clopo mămica. Minunat! Acum desenăm inimioare galbene. Galbenul este culoarea optimismului și a încrederii. Perfect! Avem galben. Inimioare galbene ca soarele și sunt fericită când desenez. Și ce urmează după galben? Verde! Verdele este culoarea naturii. Suntem bucuroși când suntem în mijlocul naturii, nu-i așa? Perfect! Alegem atunci verde, verde, verde. Cine are ochișorii verzi? Mâna sus! Wow! Ce de prieten cu ochii verzi am eu! Minunat! Perfect! Acum urmează albastru! Albastru ca marea! Dar chiar ați fost anul acesta la mare? Eu de-abia aștept să merg. Albastrul ne duce cu gândul la relaxare, la calm, la voie bună, cam tot ce ne trebuie ca să fim bucuroși, nu? Clopomomicile pot să confirme. Așa că folosim albastru. Un albastru mai deschis. Perfect!
imediat. Fac și aceste inimioare. Aș fi putut să-l fac ceva mai lung, dar o să-l completăm după aceea. Perfect! După albastru urmează indigo! Chiar dacă este o culoare mai rece, indigoul, un mov închis, reprezintă înțelepciunea. Și avem nevoie de înțelepciune ca să fim bucuroși, nu-i așa? Haideți să facem împreună și cu indigo! Inimioare drăgălașe, pufulina va fi fericită când o să primească felicitarea de la mine. Și clopomămica va fi cu siguranță. Și acum am ajuns la ultima culoare din curcubeu, violet, adică un mov mai deschis. Violetul ne îndeamnă să fim generoși și iubitori. Iar când suntem generoși și iubitori, nu se poate să nu fim bucuroși. Perfect! Haideți să folosim și mov. O să vă arăt imediat felicitarea mea, dacă n-ați văzut-o deja. Și puteți să mi le arătați și voi pe ale voastre. Gata! E clapă fantastic! Felicitarea e gata și așteaptă să fie dăruită din inimă. Ta-da! Îți place pufulina? Da! Cât mă bucur! Uitați, ne bucurăm că îi facem pe alții bucuroși! Îți dau și o îmbrățișare! Dragii mei clopoței, acum la final am o clopă surpriză pentru voi! Dansul bucuriei! E foarte haios și foarte ușor de învățat! Puteți să învățați și pe clopopărinți și pe toți prietenii voștri! Iar melodia o știți cu siguranță! Este de la clopoțelul magic! Clopoțel, 2, 3 și să înceapă distracția! Și fetițe și băieți, toți l-am încercat. Bunicul e încântat, s-a alăturat. Bastonul l-a aruncat, nu l-am piedicat. Vino să dansăm țar, așa, dansul bucuriei. Da, da, doi pași la stânga, așa. Apoi doi la dreapta, o piruetă și e gata. Vino să dansăm țar, așa, dansul bucuriei. Și mămica mea, tot alăturea. Ne încălzim, ne pregătim, iar vecinii mei au venit să dansăm până la ora 3. Vino să dansăm țar, așa, dansul bucuriei. Da, da, doi pași la stânga, așa. Apoi doi la dreapta, o piruetă și e gata. Vino să dansăm țar, așa, dansul bucuriei. Ce-am mai dansat? O să fiu clopă bucuroasă toată ziua! Clopoțeilor, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, share ca să-l distribuiți cât mai departe, să ajungă la mulți clopoței și părinți de clopoței și să ne urmăriți în continuare pe canalul nostru de YouTube, Clopoțelul Magic! Ce spui, clopoțel? Da, știu, mereu îmi spui că vorbesc prea mult. Ai răbdare că trebuie să le mai spunem ceva prietenilor noștri. Nu uitați să trimiteți pe adresa noastră clopoțelulmagic@roton.ro poze cu cortul pe care îl confecționați împreună cu mămica sau tăticul sau bunicul sau bunica, cu cine vreți voi. Și de ce nu să ne trimiteți și cum îl cheamă pe plușul vostru preferat. Pentru că, surpriză, puteți să câștigați un tort cu... Clăfățica! Iuhu! Pot să vin și eu la voi să mănânc? Am glumit! Gata! Prea multă vorbă strică! Eu vă rog acum să lăsați telefoanele, tabletele, televizoarele, așa cum vă spun de fiecare dată. M-ați urmărit, ne-am jucat, dar acum e vremea să vă jucați și afară cu prietenii voștri. Și pentru astăzi vă propun rațele și vânătorii. Eu sunt Clăpoțica, mă bucur tare, tare mult că am fost și astăzi alături de voi. Vă pup tare, tare, tare și de-abia aștept să ne vedem data viitoare. Pa, pa!